Domnule profesor Iamandescu, în primul rând vreau să vă spun bun venit în drobeta Tunului Severin. Ne bucurăm și de data asta că din nou ne-ați omorât cu prezența dumneavoastră. Pentru cei care vă cunosc mai puțin, aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să vă prezentați și să le spuneți telespectatorilor cine este dumneavoastră, cine este domnul profesor Iamandescu. Vă mulțumesc mult pentru invitație și aș vrea să vă spun înainte de a răspunde punctual la ce m-ați rugat, să vă transmit așa admirația mea pentru frumosul dumneavoastră oraș, pentru vestigiile romane și mai ales pentru faptul că aveți în rândul dumneavoastră s-a ridicat o mare personalitate, adevăratul inventator al ciberneticii, profesorul Ștefano Dobleja, pentru a cărui memorie și pentru a cărei valorificare a operei sale, ne adunăm aici în fiecare an, de câțiva ani, tocmai pentru a încerca să scoatem cât mai mult la lumină și să punem în valoare ideile lui extraordinare, cu o aplicabilitate în aproape toate științele. Și acum să vă răspund. Deci, eu sunt la bază medic primar internist și medic primar alergolog. Alergologia a fost pasiunea mea și asta a rămas și acum domeniul în care profesez, însă după vreo 5 ani de la terminarea facultății de medicină, să zicem așa, un păcat al tinereții, am făcut și facultatea de psihologie și după 15-20 de ani am încercat să o valorific prin faptul că am realizat o serie de cercetări în domeniul științelor de graniță dintre medicină și psihologie, cu mai ales cu accent pe psihoalergologia, o știință pe care, scuzați-mi lipsa de modestie, dar eu am creat-o și am fundamentat-o pe baza a două monografii, una scrisă singur, în engleză, Psychoneuroalergologie, și a doua, o ediție în care am tras alături de mine personalități din domeniul alergologiei și psihologiei europene și de la noi din țară. Asta este, dacă vreți, fața mea profesională actuală și vreau să spun că și pensionar, fiind încă din fericire lucrez, am doctoranți. În sfârșit, important e că vorbim totuși despre muzică, să vă spun că multă vreme am fost tentat să dau examen la conservator, pentru că făcusem de la vârsta de 8 ani o pregătire la pian pentru ca să învăț acest instrument cu o doamnă profesoară interesantă. Era farmacistă la bază, dar era excepțională. Era soră cu profesoara care care l-a descoperit pe marele nostru interpret și muzician, Dan Grigore. Și am cochetat cu ideea să dau la medicină, la litere sau la conservator. Am avut atunci o ocazie, iarăși întâmplătoare, mama îl cunoștea pe marele compozitor Paul Constantinescu, pe care eu îl consider al doilea mare compozitor al nostru după George Enescu. Am obținut o audiență la el, a fost foarte amabil și mi-a spus așa, ce poți să faci conservatorul? I-am spus că vreau să fac și medicina, dar și conservatorul. Mergeam după ideea că Berlioz a făcut întâi medicina și pe urmă a făcut muzica. Și el mi-a spus, e clar, zice, ori una, ori asta. Nu poți să faci decât una dintre ele. Și atunci am spus, domnule, pianist de concert nu pot să fiu, pentru că sunt copii minune care au tehnică mult mai bună decât mine. Și am spus că cel puțin, iar compozitor, că aici a fost discuția cu marele Paul Constantinescu, vă fac o mărturisire, am avut o senzație stranie că mă aflu în fața unui geniu, ceva ce nu mi s-a mai întâmplat în viață de atunci, niciodată. Și după acea discuție,
mi-a spus că aș putea să fac compoziție, dar cu condiția să renunț la medicină. M-am gândit pe vremea aceea când mergeam la concerte simfonice în pantaloni scurți la Ateneu și abia așteptam să se termine umplutura, așa ziceam, cu muzica contemporană care era acolo și, da, și așteptam să vină compozițiile clasice renumite, care erau iubite de toată lumea. M-am gândit că zic, așa aș fi și eu, un astfel de compozitor în cel mai bun caz, nu merită. Și am rămas să fac medicina. Paranteza asta lungă arată de ce, la un moment dat, încercând să lărgesc și aria psihoterapiei, mai ales axată pe bolile așa zise somatice, fizice, nu psihiatrice, ci bolile comune, ulceri, da, da. Am avut și prima teză de psihosomatic, am avut multe lucruri, acum la o anumită vârstă sigur că s-au strâns, ca un om care la sfârșitul vieții are destule lucruri în casă, le-a strâns de-a lungul anilor. La fel și aici. Deci, pe această direcție, mi-am adus aminte că și muzica poate fi un element important de terapie. M-am informat, apăruse și internetul, era la început, și mi-am dat seama că sunt deja multe premize pentru că această ramură a psihoterapiei să se dezvolte și la noi în țară. Din păcate, specializarea ca muzicoterapeut, așa cum am văzut-o că se face în Germania, țara la care eu țin foarte mult, acolo și predau niște cursuri o dată pe an, de vreo 12 ani, este un domeniu foarte dificil, 3 ani și jumătate, cu un număr impresionant de ore, de tot felul de cursuri interesante, și acolo merg și fac și psihologie, nu numai muzică propriu-zisă, și de asemenea tipuri de muzicoterapie, muzicoterapie activă cu instrumente, mai ales la copii, instrumente de percuție, copiii se joacă cu aceste instrumente, așa cum și un copil mic se trântește în pian și el totuși se simte foarte bine, se simte într-o lume sonoră care îl farmecă, chiar dacă nu are armonia mozartiană sau bahiană. E, în acest context mi-am dat seama că e încă foarte greu să fac ceva ca să ajung, trecând de la începutul și până în momentul actual, am încercat și voi încerca încă să introduc totuși un astfel de curs de muzicoterapie la facultatea de nursing de la noi, pe care o au asistenții medicali, mașele și kinetoterapeuții, pentru că la ei muzica poate să devină un instrument ajutător în terapie mult mai mult decât la ceilalți medici. Lucrurile stau așa, încă în suspans, am obținut colaborarea unui profesor de muzicoterapie, o personalitate internațională, deși foarte tânăr, a venit și la noi, a ținut conferințe, să vedem. Și acum ajung la timpul prezent. Deci, văzând care este această realitate a muzicoterapiei pe plan internațional, mi-am dat seama că sunt foarte multe locuri goale, sunt foarte multe, nu numai pentru la noi, unde la noi era un vid total, dar chiar și pe plan internațional. Și atunci am inițiat niște cercetări de muzicoterapie, servindu-mă de studenții mei de la medicină, care au fost foarte impresionați receptiv de muzica clasică, foarte receptivi, și această receptivitate venea în contradicție cu ceea ce se spunea, că muzica simfonică trebuie să o înțelegi pe baza unei educații muzicale. Nu e adevărat. Eu vin cu o idee și o lansez acum, sper să fie verificată de toată lumea care o aude, că dacă ești foarte inteligent, pricep și pe Bach, și pe Schumann, și pe Brahms, și pe Tchaikovsky, îți plac acești compozitori de la primul contact cu muzica lor. Dacă nu, nu. Și acum, sigur, există, cum spunea Enescu, această butadă, nu există muzică grea sau ușoară, ci numai muzică bună.
Și fără discuție, și celelalte genuri muzicale sunt foarte plăcute, foarte interesante, însă nu din snobism, pentru faptul că la Ateneu văd crema societății bucureștene, vorbesc intelectuală, artistică, științifică, oamenii care frecventează aceste concerte, nu pentru acest lucru, ca să semănăm cu ei pentru că lor le place o astfel de muzică, ci pentru faptul că cercetări care s-au făcut cu ajutorul tomografiei computerizate cu pozitroni, o metodă nouă care te ajută să vezi celulele din creier care intră în rezonanță, în excitație, numai când te gândești la ceva care ți aparține ție. Spui, cheia de la camera mea, cuvântul mea, camera mea, acolo o zonă, o zonă apropiată, extraordinară este, da. Dar, punându-se muzica, diferite genuri de muzică, s-a constatat că, de departe, în timp ce tangoul cu splendorile lui, pe care toți le gustăm, și se oprește la 50% din activarea celulelor, neuronilor scoarței cerebrale, muzica simfonică între 80 și 100% cu referire în special la Mozart, activează scoarța cerebrală. Și pornind de la această idee, de la faptul că dacă activează scoarța cerebrală muzica, acele celule nu degeaba devin active, ele transmit mai jos, la nivelul organelor și aparatelor, la nivelul imunității, niște excitații pozitive, niște efecte pozitive, atunci m-am gândit ca tot ce voi face și ce am făcut să fie bazat pe utilizarea unor fragmente muzicale accesibile, pentru că totuși melodia este cum e subiectul unei cărți, o carte excepțională, un roman, dacă nu are subiect, poate să fie, sunt excepții care confirmă regula, dar la fel și aici, trebuie să existe un filon melodic, nu? Și atunci muzica aceasta cu melodii alese special ca să placă din mari compozitori, ținând cont că sunt trei mari, un muzicoterapeut genial, după părerea mea, Wilms, a spus așa că muzica are trei elemente structurale care corespund a trei elemente structurale ale psihicului, ale proceselor psihice, și anume melodia, ea corespunde afectivității, stimulează afectivitatea, ritmul stimulează instinctele biologice, apropo de manele, și v-am spus tot cu asta. Vreau să vă întreb acum. Și culoarea timbrală, orchestrația, armonia, asta stimulează procesele intelectuale. Și o formulă care stabilește cam cât este. După părerea mea, o exemplificare a unei perfecțiuni privind această activare simultană a tuturor celor trei instanțe psihologice este bolerouul lui Ravel. Are ritm, nu? Are melodie, melodia care e foarte frumoasă, dar orchestrația, ați văzut cum de la un instrument culminează cu toată orchestra. Deci, pornind de la această idee, am studiat efectele muzicii în multe situații, mai ales în plan afectiv, în plan, însă și în plan terapeutic. Am avut avantajul, fiind conducător de doctorate, trei doctorante de ale mele și-au ales câte o temă interesantă și au adus contribuții pe plan internațional. Începând cu una dintre ele, Liliana Simion, care a studiat efectele muzicii asupra randamentului memoriei, care randament a fost verificat prin concursul, ca să zic așa, dintre trei clase paralele de elevi. Unii ascultau muzică, alții ascultau muzică simfonică, alții muzică Michael Jackson și alții au luat un preparat placebo. Și a mai fost o a patra clasă care n-a ascultat nimic, dar toți au avut același text de învățat și după un timp, după timpul care corespundea audiției muzicale vreo 35 de minute, cei care n-au ascultat nimic, au fost întrebați, la fel și cei care au ascultat muzică de un fel, de altfel, da? și muzică, și placebo a fost un sirop dulce, inofensiv, care spunea că este un medicament pentru memorie. Știți, acum, cum să vă zic, e interesant, cel mai bun efect l-a avut muzica barocă, 40%,
35% muzica, ăsta, efectul placebo, deci vedeți ce important e, iar muzica Michael Jackson a avut un efect foarte bun privitor la stimularea atenției, mobilizarea atenției. Se scoală omul obosit, așa, ori îi dai o cafea, ori îi pui o muzică de Michael Jackson și imediat îl capacitezi să înțeleagă. Atât că după mai multe minute, după vreo 20-30 de minute, nu mai auzi decât taca, 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 ritmul ăla și îți bate în cap. Nu e finețea melodiei, nu este rafinarea armoniei care au alte contribuții. Deci, asta a fost prima teză. A doua teză a făcut-o o foarte bună asistentă universitară, acum cred că va fi promovată și mai departe, psiholog de meserie, dar cadru didactic la noi la Catedra de Psihologie, muzica în influența asupra glicemiei. A scăzut glicemia cu 30%. Cei care au ascultat, după ce au ascultat muzică. Deci, care e cea mai potrivită muzică pentru scăderea glicemiei? A, nu, să nu porniți așa. Aveți, în general, obiceiul ăsta la interviuri, să vezi care e cel mai. Nu, am pus muzică simfonică, sigur, tot așa, pentru că există două condiții pentru efectul major al muzicoterapiei. Să-ți placă cel mai mult. E o axiomă admisă. General, toți muzicoterapeuții caută să îi facă subiecții care ascultă muzicoterapie, care ascultă muzică, să le placă la maxim. Pentru că ei, dacă vor un efect, efectul va fi maxim când e muzică. Condiționat de plăcere. Iar eu am venit cu a doua. Să fie și de această calitate pe care o întrunește muzica simfonică și muzica aceasta camerală, care să poată induce modificări la nivelul activării neuronale de peste 80-90%. Deci, în această situație. E, o astfel de muzică a avut și al treilea doctorat și a terminat teza anul trecut, în astmul bronșic, ca să nu se creadă că întreb pacientul, domnule, respir mai bine sau nu, l-am pus să sufle la aparat, înainte de muzică și după muzică. Și după muzică au fost subiecți care n-au avut nicio rezolvare, sau la fel au apărut probele. Au fost alții la care efectul a fost comparabil ca unei doze de spray. E foarte mult. Păi vă dați seama, spray-ul ăla e un medicament, mai îți face rău și la inimă dacă dai prea mult, pe când asta e muzică. Fără efecte secundare. Sigur, fără efecte secundare și pe care să poți să o pui când vrei, cum vrei. E, cine au fost ăștia? Că eu la început, când domnul și-a făcut teza, și eu am fost puțin, am venit la mine, domn profesor, unii așa și domnul zic, ia, te-ai uitat la gradul lor de cultură generală, că nu poți să le măsori inteligența acum, dar măcar te gândești că cine a făcut o facultate are un nivel, da. Mă rog, știi și dumneavoastră că se mai fac facultățile astăzi și în condiții, dar oricum, e o diferență clar. Ei aflați de la mine, ăia care aveau studii universitare, au fost aproape toți dintre cei care au răspuns pozitiv la efectele muzicii. Da. Și mi-am verificat și cu ocazia asta ideea că e important nivelul de inteligență. Vreți să știți indicațiile muzicoterapiei. Una de cele mai importante este în stările, sindromele dureroase. Muzica are un efect antialgic. Eliberează endorfine și astea calmează durerile. Da, se bagă și în chirurgie, tot pentru asta, se bagă și în acele, să zicem, endoscopii care comportă o anumită durere, știți? În kinetoterapie este foarte importantă pentru că sunt mișcări care, mai ales dacă omul are o boală a aparatului locomotor, la anumite mișcări simte dureri. Cu o muzică de însoțire este... În salonul de masaj, bunoară. Sigur, sigur că da, sigur. Mai că să știți că și masajul are efect și ele eliberează endorfine la un moment dat. Că ați văzut că după un masaj te simți ușurat, nu mai așa. Deci, asta ca prima idee. Pe urmă, muzica poate să fie utilizată, mai ales când e vorba de muzicoterapie activă, când cânți la un instrument cu un copil autist. Înlătură autismul. Este una dintre căile care permit terapeutului să se apropie de copil și să-l scoate din izolare lui, să comunice. Da, există sigur în toate bolile, în bolile cardiovasculare, acum noi pregătim o lucrare pentru, eu pregătesc un doctorant care cântă și la pian și deci e foarte bine dotat, o să încercăm să alegem anumite tipuri de muzică pentru tulburări de ritm,
pentru hipertensiune arterială, pentru infarct, și o să vedeți că o să aibă efecte foarte bune. Noi deja avem niște rezultate parțiale, dar până nu avem dovada, știți cum spunea academiciana, dovada. Așa. Pe de altă parte, în psihiatrie. În psihiatrie, în stările depresive, s-a stabilit că muzica viguroasă, optimistă, năvalnică, are efectul maxim. Da. Dacă îi dai o muzică de asta lentă, meditativă, suavă, îl omori. El, săracul, deja are o altă viziune asupra vieții. Ei, sunt și alte... Nu există specialitate în care... Îmi permite să vă sugerez o temă de doctorat. Da. Uitați cum aș vrea să vă spun în câteva cuvinte. La ora asta, România este în topul, să zicem, divorțurilor, avorturilor, copiilor abandonați, în egală măsură cu cel al, să spun așa, alcoolismul, bețivănelii. Aproape că îi batem pe ruși. Și îmi permit să... Dacă statistica asta e chiar exactă... La numărul de locuitori. Nu, am ajuns să egalăm și să depășim pe unguri la rata sinucidilor. Statistica, da. De ce vă îndrăznesc să vă spun că ar fi o temă de doctorat pentru dumneavoastră, plecând de la următoarea afirmație. Muzica noastră populară, comercială, aproape că poluează peste tot pe unde te duci, sindrofii, cu sugestii gen hai să bem un păhărel mai mult, hai să ne împreunăm și cu vecina, hai să... Da, bine. Și așa mai departe. Asta e subcultură. Exact. Da, considerați că ar putea fi o cauză pentru aceste nenorociri și dacă s-ar putea face corecții în zona asta pentru o selecție? Nu, cred că, să vă spun de ce. Această subcultură este, din păcate, nu degeaba se vaite televiziunile că nu pot să aibă emisiuni de calitate pentru că asta vrea publicul. E un cerc vicios. Asta vrea publicul. Dar televiziunea, dacă ar ține sus exigențele și ar da o artă la un nivel superior, încetul cu încetul ar veni. Azi, mâine, poi mai trebuie să fie susținută și financiar, pentru că știți cum e, mulți chemați, puțini aleși. Problema care se pune, vedeți, să atingem așa tangențial cu muzica, este tocmai această idee că valorile în artă trebuie apărate și trebuie impuse cu forța. Dacă vezi un cu forța, mă rog, la nivelul acestei experiențe pe care toți o avem cu puiul ăla de pisică, care nu vrea să bea lapte, îl bași cu nasul în ceașca cu lapte și după aia umblă după lapte tot timpul. Cam așa am făcut și eu cu muzica și cu studenții și cu toți. La fel ar trebui făcut. Însă, noi, există și această nouă pătură de îmbogățiți, nu neapărat cei care sunt la un nivel bestial de bogăție, care pur și simplu ignoră niște oameni chiar superiori, intelectuali, toți care trăiesc de la o zi la alta, iar ăștia se scaldă în bani și aruncă într-o zi cât nu câștigă unul într-o viață. Nu mă refer la asta, dar există o clasă a mediocrității financiare, să-i spunem așa, cu oameni care au de toate tot, dar nu au educație. N-au educație, au acces la plăceri facile și încetul cu încetul cultivă un gust îndoielnic care se propagă, este contagios. Nu numai că este contagios, dar este preluat și de cei care realizează emisiunile de televiziune. Văd atâtea emisiuni cu concursul. E ceva îngrozitor. Iar muzica asta pe care o fac cei care vor să câștige ușor un ban și se duc pe la sindrofii, nu știu ce, care tot pentru oameni din ăștia care au de unde să dea bani, să arunce Adrian Minune cu banii și cu nu știu ce ați văzut dumneavoastră, mizerile astea de la televiziune, această muzică devine un fel de șmecherie, un fel de... spuneați că aveți un rapsod aici, o femeie extraordinară, căreia veneau și îi aduceau o ciocolată și ea plecau cu melodii autentice populare. Vreau să spun că eu știu foarte bine, etnologii noștri de la Institutul de Etnografie și Folclor, care au făcut Speranța, Rădulescu și alte personalități, pur și simplu, au păstrat, nu mai vorbesc de Brăiloiu, care deja e un clasic, au găsit niște valori, niște piese muzicale extraordinare și pot să vă spun, fără niciun fel de
de teamă că greșesc, că pe plan internațional, muzica populară românească este una dintre cele mai valoroase. Noi avem un folclor atât de bogat pentru că avem aceste zone. Una este în Oltenia, una este în Moldova, una este în Dobrogea, Maramureș. În Maramureș, sigur. Avem fiecare ținut, are muzica lui populară cu niște trăsături autentice, valoroase. Puține sunt așa. După cum zice, și pictura românească este foarte valoroasă pe plan internațional. Și sculptura și așa mai departe. Deci, revenind acum, vreau să vă spun că această muzică populară a noastră trebuie încurajată, dar cu o supraveghere foarte atentă să nu apară aceste elemente de poluare. Știți? Cum e mâncarea asta artificială cu euri? Așa sunt și aceste produse dulci, dar de o calitate dăunătoare. Domnule profesor, îmi permit să vă povestesc în puține cuvinte o întâmplare. Este vorba de mama Domnica Trop, care are statutul de tezaur uman viu recunoscut nu doar de Ministerul Culturii, ci de UNESCO. Este singura din partea de sud a țării, a fost selectată din câteva sute de dosare, e o femeie fără știință de carte, dar care este conectată la acea intuiție divină de a scoate vorbele potrivite, modite, le zice dumneai, pentru a repara sufletul. Ei bine, era internată în Spitalul Județean din Turnul Severin, în secția diabet, care este pe același etaj cu oncologia. Da. Și femeile care o cunosc, tot județul o cunoaște pe mama Domnica Trop, ei bine, au rugat-o să le facă un cântec. Și ea le cânta în salon de pe patul ei. Vreau să vă spun că au venit liftierele, au venit bolnavii, aceia bolnavi de cancer cu ochii aceia sticloși, răi. Ei bine, unii plângeau, alții ascultau cu ochii înlăcrimați, iar alții pur și simplu începuseră să joace. Au uitat că moartea le bătea la ușă. Eu am fost prezent. Am fost prezent și am văzut lucrul ăsta. N-am avut camera video cu mine, că aș fi vrut să imortalizez momentul ăsta absolut dumnezeiesc. Am citit un studiu făcut de un profesor de la Universitatea din Perugia, probabil că dumneavoastră s-ar putea să vă fie familiar, Giuseppe Verani, care a studiat doinele din Balcani, vreo 20 și ceva de ani, și remarca acest efect tămăduitor, vindecător al doinelor care au vin din vechime de la daci care aveau acele cântece ale lupercaliilor. Doina are cumva modulațiile urletului de jale al lupului și care activează glanda pineală care are efecte în cascadă vindecătoare. Explicații foarte juste, ca să le spun așa. Fără discuție că acest aspect al valorii terapeutice în plan psihologic a muzicii, dar în plan psihologic, mai degrabă descoperi ușor că scade glicemia sau că îmbunătățește respirația, dar aici starea sufletească, aici trebuie mult mai mult căutat. Eu, vedeți, mi-am format un repertoriu fix anumite piese de muzică simfonică și de cameră și cu asta merg mereu ca să am constanța reproducerii, că dacă la o durere, să zicem, cervicală pun o muzică de Brahms și la altă dată pun altă muzică, nu e același lucru. Vreau să știu cu același instrument să am variabila independentă constantă să fie. Deci tipul de muzică ales, însă tipologia muzicii e extrem de variată și e infinită posibilitatea de a descoperi noi aplicații. Ce mi-a spus dumneavoastră, însă, fără discuție, că e un element important, e un rezultat practic, e ceva cuantificabil, l-ați observat, ați văzut oameni care... Au uitat de moarte. Da. Și e interesant că nu a fost nicio simfonie de Brahms, ci a fost un cântec popular. Dar e adevărat că era și pentru oamenii care puteau să-l înțeleagă. Însă să știți că eu am avut câteva cazuri cu niște femei, erau infirmiere de la spital, care nu aveau nicio cultură, nici 7 clase nu aveau. Și cărora le-a plăcut foarte mult muzica bună. Și am întrebat-o pe una, domnule, dar noi tale n-ai putut să-ți faci studii, că ești o femeie deșteaptă. A avut și, i-am pus și testul Rorschach, care are una dintre dimensiunile psihice evaluate, este nivelul gândirii.
și avea o gândire de asta foarte bine dezvoltată, o gândire filozofică, un tip de gândire filozofică. Și domnule, zic, mă, ta, zic, păcat că n-ai făcut, că uite, la testul ăsta ai un rezultat foarte bun. Și zice, da, mă gândesc, zic, da, știu că ereditatea e foarte importantă. Zic, dar ta, n-ai copii, n-ai ce? Ba da, am un copil, cum e? A, e olimpic la matematică. Poftim. Ca să vedeți, deci ea i-a transmis inteligența asta, cu inteligența asta ea s-a apropiat de muzică foarte ușor. La ea a fost o chestie foarte interesantă. Călătoria lui Siegfried Perrin e un fragment muzical al lui Wagner și sigur evocă această călătorie, descrie peizajele splendide pe care le vezi, Rinul, cine n-a văzut Rinul nu știe, dar sunt acolo, ai vezi Dunărea și vezi alte fluvii care îți schimbă tot timpul peisajul, apare alt, e din mers, ca să zic așa. Dar să vă spun de ce. Și eu am un alt test, dar acum nu e timp, muzico-diagnostic, pun oamenii să asculte o piesă standard, aceeași pusă mereu, și fiecare spune ce crede că îi sugerează. Ce mi-a spus aici când i-am pus-o? Și domnul doctor, știți, să nu râdeți de mine așa. Și parcă mi-am așa impresia, mi-am aminte când ne duceam la sindicat, făceam excursii cu autobuzul și mergeam și vedeam locuri frumoase, exact izomorfă cu luntrea lui Siegfried și cu vederea asta. Uite, o femeie simplă. Da. E, sigur că ele, muzica populară nu mai trebuie înțeleasă într-un anumit fel, pentru că este cultivată de când se nasc, ascultă de ce au o educație chiar al acestui cântec popular, începând și cu colindele și cu tot. Sigur, trebuie... Domnule profesor, în încheiere vreau să vă fac o promisiune. Mâine, la acest simpozion organizat pentru a-l omagia pe Ștefan Dobleja, vă promit că am să vă aduc un CD cu cântecele Mamei Dominica Trop și, de ce nu, poate va fi un bun suport pentru o viitoare teză de doctorat. Nu neapărat teză de doctorat. Exagerez, glume. O cercetare putem face, să știți. Aș vrea să vă smulg o promisiune. Vreau să inaugurez și o cercetare a valorii muzicii populare, să nu numai cu muzica simfonică și camerală. Și vreau să sunt foarte curios să văd eu fac în Germania, le pun aceleași piese, le pun și la studenții germani și la studenții români. Și vreau să încerc să văd ce impact o să aibă muzica asta. Eu am făcut, i-am spus, întâlnire cosmică între Mama Dominica Trop, a fost invitată la aniversarea radioului din București, a fost invitate marile valori încă în viață ale folclorului, a fost invitată și dumneai, și cu ocazia asta am organizat o întâlnire între Mama Dominica Trop și domnul profesor Leon Dănăilă, care a fost absolut fascinat de ea. Și vreau să vă smulg o promisiune că vom merge împreună acasă la Mama Dominica, la Izverna, să o ascultați acolo pe coastă cum cântă și să o evaluați acolo, în mediul ei. Eu sunt convins de dumneavoastră și mi-ați și dat un mic fragment, că va fi cu totul o experiență splendidă. Acum știți dumneavoastră, dușmanul nostru e timpul, dar găsim timp pentru așa ceva. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la turnul Severin. Multă plăcere. Mai ales că aici, să nu uitați, pe lângă Mama Dominica, de care vorbiți și aveți dreptate, se află totuși în plutește asupra acestui municipiu această imagine a marelui Ștefano Dobleja, un om încă insuficient cunoscut și valorificat. Aici ar fi subiect pentru una sau două, chiar trei teze de doctorat referitoare la fragmente din opera lui. Vă mulțumim! Cu multă plăcere!